Săptămâna patimilor ne îndeamnă la smerenie și pocăință. În zilele săptămânii patimilor ne reamintim și retrăim ultimele momente din viața Mântuitorului cu întreaga lor tensiune și dramă lăuntrică. Luni, în săptămâna patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vândut de frații săi cu 30 de arginți. El este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda. Acuzat de desfrânare, ajunge în temniță. În urma tălmăcirii unor visuri, este scos din închisoare și pus administrator peste tot Egiptul. Stăpânirea lui Iosif peste Egipt era o prefigurare a biruinței lui Hristos asupra păcatelor lumii. Tot în această zi, se face pomenire și de smochinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce, pentru că nu avea rod. Este o pildă dată omului, din care trebuie să rețină că Dumnezeu este atât iubire, cât și dreptate. Marți se face pomenirea celor 10 fecioare. Este o pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi permanent în Hristos. Numai așa vom avea răspuns bun la judecata finală, căci prin împlinirea voii divine, Hristos ia chip în noi. Din pildă, reținem că 5 fecioare au avut doar candela fără ulei, iar celelalte 5 au avut și candelă și ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilalți. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoțită de milostenie. În miercurea săptămânii Sfintelor Patimi se face pomenirea femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului înainte de patima sa ca simbol al pocăinței și îndreptării omului păcătos. Joia patimilor este închinată amintirii a 4 evenimente deosebite din viața Mântuitorului. Spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, cina cea de taină la care Mântuitorul a instituit taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească și începutul patimilor prin vinderea Domnului. În Vinerea Mare se face pomenirea de sfintele, înfricoșătoarele și mântuitoarele patime ale Mântuitorului și de mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. Pătimirile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare și înfricoșătoare. Sfinte, pentru că cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu. Mântuitoare, pentru că cel ce pătimește nu este un simplu om. Și înfricoșătoare, căci toată făptura s-a schimbat la răstignirea lui Hristos. Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și mulți din morminte au înviat. În Sfânta și Marea Sâmbătă, prăznuim îngroparea lui Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune la viață veșnică pe cei din veac adormiți. Ajunși în ziua Sfintei Învieri, ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții ne îmbrățișăm și le zicem frați și celor ce ne urăsc pe noi și strigăm. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Să luăm aminte la cum petrecem aceste zile din săptămâna patimilor, ca la finalul lor să avem putere să răspundem chemărilor Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune: toți să vă ospătați din ospățul credinței, toți să luați bogăția bunătății. Nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Înviat a Hristos și au căzut dracii. Înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața viețuiește. Înviat a Hristos și niciun mort nu este în mormânt. Că Hristos, înviind din morți, începătură celor adormiți s-a făcut.
a aceluia este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Așadar, să ne pregătim în aceste zile prin participarea la drama Golgotei. Să medităm cu multă luare aminte la evenimentele cutremurătoare petrecute acum 2000 de ani. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne învrednicim să cinstim cu adevărat Săptămâna cea Mare și Învierea Domnului și să-L însoțim pe Domnul în această săptămână, rostind rugăciunea lăsată nouă de Sfântul Isaac Sirul, rugăciune dedicată special acestei săptămâni a patimilor Domnului. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale, vindecă patimile mele. Cu rănile tale, tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău, curățește sângele meu și pătrunde-mi trupul cu mirasma trupului tău, celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul mă adapă. Trupul tău, întins pe cruce, să întindă către tine mintea mea cea trasă în jos de către diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de necredincioși pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum preasfântă gura ta a făgăduit. Fața ta, cea batjocorită cu pălmuiri și scuipări, să umple de strălucire fața mea, cea întinată în fără de legi. Sufletul tău, pe care l-ai dat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin darul tău. Nu am inima îndurerată ca să te caut. Nu am pocăința și nici umilința care întoarce pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne. Întunecatu-s amintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. Răcitu-s-a inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei de tine. Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeule, vistierul bunătăților, tăruiește-mi pocăința neștirbită și inima îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, darul tău. Tatăl care mai înainte de veci te-a născut din sânurile sale cele mai presus de timp, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, nu mă părăsi. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta, numără-mă între oile turmei tale, celei prealese. Hrănește-mă împreună cu ele, din verdeața dumnezeieștilor tale taine. Căci inima lor curată este sălașul tău și întrânsa se vede strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu darul și cu iubirea ta de oameni în vecii vecilor. Amin.